plăcinta cu răvaș. Să mai încercăm o dată. Fiți atenți acum. Aceea! Încă o dată! Folosește-ți UFO-ul, Lin! UFO-ul o să fie întotdeauna un ghid mai bun decât norocul Chior. Hei, ce ești de sub? Doar dacă ești Young. Ce vrea să însemne asta? Să recunoaștem, surioară! Când vine vorba de noroc Chior, n-ai cum să fii mai norocoasă decât mine! Am zis? Nu pot să cred că am mâncat atât de cereale și nu am găsit nicio surpriză gratuită. Hei, ia uite, făceam curat pe afară și am găsit toate jucăriile astea tare înăuntru. Unde înăuntru? Nu vrei să știi. E cineva pe nume Ian aici? Da, eu sunt. Ai, grozav, unde e fratele tău? Tocmai a câștigat o bicicletă. Un trifoi cu patru foi. Trebuie să fie ziua mea norocoasă. Hei, un trifoi cu patru foi. Trebuie să fie ziua mea norocoasă. Mulțumesc, băiatule. Uite, ia aurul meu. Super. Ei bine, nu cred în noroc. Chiar sau cum o fi, e doar coincidență. Da, probabil ai dreptate. Hei, ce-ai sub picior? Salutare, mulțumesc, băiete. Mai ai niște aur? Asta e partea în care îți pierzi mințile. Asta e cea mai rea prevestire! Vin la tine ca să-mi spui cum să fac muntele Trigano să explodeze și să verse lavă peste tot orașul și tu îmi spui că o să fiu învins de Yin și Yang și după aceea o să fiu târât prin sticle de niște iaci. Vreau să au ceva mai pozitiv aici. Să-mi dai banii înapoi! Îmi pare rău. Nu returnăm banii aici la Long Jake. Doi, trei și... Stai puțin! Eu sunt ăla rău! Păstrez toți banii! Alo? Domnule ghicitor! E cineva aici? Bună ziua! Sunt domnul ghicitor! Cum pot să vă ajut? Păi, stupidul de fratele meu e cel mai norocos om de pe planetă! Aveți ceva care să mă facă mai norocoasă decât el? Păi, nu prea lucrez în felul ăsta! Aș putea să-l blestem, în schimb! Știi ceva? O secundă! Stai puțin! Fraierii aia nu mă mai pot opri dacă sunt distrași de o pungă mai mare cu... Prăjiturele cu ghinion? Super! Dar cum îl fac pe fratele meu să le mănânce? Să mă gândesc! Fii atent! Nu le mânca! Sunt ale mele! Poștă! O să te lovești la cap? Ce stupid! E timp să merg la carnaval! Pot să vin cu tine? Am senzația că ziua de azi o să fie una interesantă. Apropiați-vă să vedeți cea mai mare pastilă efervescentă din lume. Hei! Grozav! O să mă dau în toate, mai ales în vomitator. Chestia aia mă face să vărs. Tu ce o să faci? Nu știu. Te aștept pe tine să fii lovit în cap cu un clopoțel de școală. Sper că ai răbdare, pentru că e greu de crezut. Mai departe! Wow, ce multe sticle sunt aici! Da! Norocosul care ghicește numărul exact de sticle câștigă o rezervă de sticle. Să ajungă pe viață! Și norocosul ăla o să fiu chiar eu! Doar dacă o să fii lovit de o mașinuță. Numărul exact este 4.607.000. Îmi pare rău. Nu e 4.607.000. E 4.617.000. Frate, e cea mai ghinionistă zi din viața mea. Și nu a trecut nici măcar jumate. Am bifat-o și pe asta. Asta, da. Fira să fie. O să-mi trebuiască ceva ca să sparg chestia asta în două. Bifat. Hei, unde sunt albinele? Fira! A
Așa mai merge. Ia să vedem ce urmează. O să devin dintr-o dată alergic la albine. Super! Oh, frate, vreau să mă duc la doctor. Ei bine, asta e sunetul unei luptătoare naive distrasă de durerea fratelui ei. Și acum înapoi la subiectul favorit. Eu! Mulțumesc! După cum merge azi, probabil că o să ne revedem cam la 10 minute. Trebuie să recunosc, Yang, suport destul de bine chestia asta cu ghinionul. E doar noroc chiar, nu? Doar nu sunt blestema sau ceva, nu? Hei, ce e? Nimic care să te intereseze. Și acum îl vreau. Un mare ciocan o să te lovească și o să cazi într-un acvariu de piranozauri. Îmi pare rău, oarecum. Ești bine? Exact asta scrie pe răvașul ăla stupid. Nu mai suport, ce se întâmplă aici? Hei, în sfârșit, gata. Vezi tu, ea credea că tu ai acaparat tot norocul. Iar eu ziceam, hei, ar fi o zi potrivită să facem multe tricane, o să explodeze. Ui, n-ar fi tare? Așa ziceam și eu. Dar trebuia să scap de voi, așa că... Ta-da! Nu v-am dat seama că sunt eu. Tu mi-ai dat plăcintele cu ghinion? Tu mi-ai dat plăcintele cu ghinion? Da, bineînțeles că v-am dat plăcinte cu ghinion. Wow, cât e ceasul. Și de unde am ceasul ăsta? Parcă am trebuit să-mi iau picioarele la spinare. Scuzi! Tu mi-ai făcut asta? Da, eu. Sunt atât de mândră de tine. Te cobori la nivelul meu. Bun, hai să vedem ce zice ultimul răvaș. Apoi să oprim planul lui Carl, da? Zicem... Ce? La ce te uiți? Tocmai te-ai înjosit ca să te războni. Te-ai vezi că asta-i tot. Da, să vedem dacă mă mai iubești după ce citești asta. O să fi strivit de un meteor enorm. Am dat o vară de data asta. Nu încă, tu ocupă-te de Carl. O să mă asigur că ultimul răvaș nu va deveni realitate. Dar ai mâncat-o deja. Deci o să trebuiască să o dezmănânc. Unul pentru vomitator, vă rog. Și repede. Bun, să vedem. Ciocan verificat. Tableta efervescentă gigantică este. Meteorit contra pămpălăilor ăla la 2. Fabulous! Se pare că totul merge cum vrea Carl. Și cui nu-i place un Carl fericit? Wow! Asta a fost ușor! Hai, vezi de treabă! Nimic nu e ușor, fetiță! Wow! Ia stai puțin! Nu trebuie să mă mai chinui să te strivesc cu un ciocan! Bărbărăsește bine, totul merge ca pe roate? Când poți să te acoperi pe tine și tot orașul cu lava! Oh, nu! Trebuie să opresc erupția vulcanului! Serios! Întrebarea e, care dintre ei? Din nou! Alege-l unul drăguț, oricare! Vezi? Îți ofer o șansă corectă pentru că știu că nu ai noroc! Oh, da! O, frățioare! Trebuie să aleg un vulcan, dar pe care și cum? Blah! Folosește-ți UFO, Lin! UFO va fi întotdeauna un ghid mai bun decât norocul Chior! Folosește! Cum? Oh, nu! Unul din vulcanii o să erupă și tu nu o să-l mai poți opri! Bună, mă mai ții minte? Te-ai spălat măcar pe dinți? Nu! No. Să-mi folosesc puterea UFO! Să-mi folosesc puterea UFO! Ala, bala, portocala, UFO! Ajută-mă, UFO! Ha! Greșit! Ai ales greșit! Ai... Da! Ah! Oh! Cum? Ce noroc, Chior! Nu e noroc! Ăsta da noroc, Chior! Mă țeapă! Aha! Ce mai zici acum, flaiere? Aceea! Aceea! 3 din 5!
V-ați folosit în sfârșit UFO-ul în lupta cu norocul, a? Și pe fratele meu. Nu vrea să înțeleagă că i s-a terminat norocul? Ba da, dar tot fraier e. Aaaa! 4 din 7. Și nu sunt un fraier, da? Clar?